Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești. Animale de călărit. În Apocalipsa, capitolul 19 cu versetul 11, găsim scris: apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stă pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Iisus a creat animalele pentru a ne bucura de ele. Le-a creat astfel încât să ne ajute. Unul dintre modurile în care ne ajută este acela că pot transporta persoane dintr-un loc într-altul. Dacă te grăbești, calul este unul dintre animalele cele mai rapide pe care le poți călări. Unii cai din rasa Quarter poate alerga aproape la fel de repede ca o mașină, doar că pe distanțe mult mai scurte. Oamenii mai călăresc cămile, măgari și catârii. Un catâr este un animal al cărui tată este măgar și al cărui mamă este cal. Catârii sunt foarte inteligenți, sunt și foarte siguri, ceea ce îi face foarte potriviți pentru călărit pe căi înguste de munte. Catârii sunt foarte răbdători și pot căra lucruri mult mai grele decât caii. În unele țări, oamenii călăresc vaci. O vacă are spatele mai puternic decât un cal, dar nu poate merge la fel de repede. Dacă vrei să dresezi o vacă pentru călărit, trebuie să începi când aceasta este tânără. Elefantul este cel mai mare și mai puternic animal care poate fi călărit. Elefanții asiatici sunt foarte puternici. Cântăresc mai mult decât o mașină. În trecut, erau folosiți pentru a căra bușteni din pădure. Există și o pasăre care poate fi călărită. Struțul, cea mai mare pasăre din lume, a fost dresată pentru a alerga la curse. În povestea noastră biblică, Ioan a văzut pe Iisus călărind un cal alb frumos. Ați vrea să-l vedeți într-o zi pe Iisus călărind pe calul lui? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!